Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Leu, 2020 Sunt sigură că tu ca regina horoscopului nu vei fi niciodată plictisită și va fi posibil să pui în aplicare proiecte foarte ambițioase. Aceste idei și planuri îți vor aduce beneficii financiare, dar este mai bine să nu împărtășești visele și eforturile tale, în caz contrar, masa oamenilor invidioși îți va întrerupe planurile. Concentrarea pe o carieră te va împiedica să te dedici familiei tale. Găsirea timpului pentru cei dragi va fi în acest an o problemă. Începutul noului an 2020 te va întâlni în rolul obișnuit ale frumuseții tale. Reprezentanții sexului opus vor zburda în jurul tău, în mod caracteristic fără efortă din partea ta. În acest caz, în ianuarie este foarte indicată o stare de sobrietate mentală și claritate a minții. Zâmbind de la momentul potrivit la persoana potrivită, ai șansa de a face un salt amețitor pe scara carierei, deci zâmbește mai des. În prima jumătate a anului, totuși va trebui să ți arăți și dinții. Unii colegi vor dori să profite de fiabilitatea ta pentru propriile scopuri și va trebui să fii practică și adaptabilă în mod hotărât. Situația va avea un efect secundar neașteptat. Șefii vor asista la luptă și vor aprecia capacitatea ta de a te susține singură. Stelele prietenoase te sfătuiesc: când se va întâmpla asta, cererea îndrăzneață de creșterea salariului și de concediu suplimentar va avea succes în a doua jumătate a anului șobolanului de metal, vei avea un scop, acela de a finaliza ceea ce vei lucra multă timp. Va trebui să sacrifici timpul liber și să renunți la divertisment, dar vei suferi cu ușurință o lipsă de repaus datorită sănătății și răbdării nemai întâlnite. În tranzacțiile imobiliare îți poți permite un risc mic, acesta va fi justificat. Tulburările suplimentare vor veni din partea rudelor vârstnice care pot suferi o deteriorare a sănătății. Se așteaptă ca sfârșitul anului pentru tine să fie calm și măsurat. Nu va fi neobișnuit că vei începe să te grăbești în mod regulat și să accelerezi ritmul, să iei o muncă suplimentară, ca un fel de superangajament față de cei dragi. Dar noile condiții vor fi descoperite cu o imitoară ușurință. Astfel încât va trebui să ai nu numai o existență lentă, chiar încetinită, ci și să înveți să obții plăcere din ea. Aceste lucruri îți va permite să vezi în mod clar imaginea vieții tale și să înțelegi ceea ce îți lipsește în mod specific pentru fericirea completă. Simte-te liberă să scrii sarcinile pentru anul viitor, și cu cât mai mult acest plan va fi stabilit, cu atât sunt mai mari șansele de execuție. Dragostea pentru leu în anul 2020. Într-o relație de dragoste, vei avea tendința de a menține relația veche. Cu toate acestea, este posibilă o excepție, dacă gentlemanul folosește lingușirea, nu vei putea rezista. Adevărul este că te poate face să te simți prinsă într-o relație și lipsită de atenție unui partener în anii anteriori. Deci dacă cineva ți recunoaște acum virtuțile, Va deveni imediat cel mai bun prieten al tău, și asta este cel puțin. Dar, de fapt, pericolul adulterului sau o nouă relație serioasă în acest an tinde spre zero, așa că partenerul tău nu se poate îngrijora de tine și de dragostea ta. Dacă îți iubești sincer soțul, chiar și gândul trădării este cu adevărat imposibil. În acest an, vei avea de asemenea o înțelegere de plină cu soțul tău și nu te vei uita în jur trebuie să plătești un omagiu soțului tău, te va trata cu mare respect și nu te va lăsa niciodată să flirtezi cu altcineva. În primul rând, el te consideră un tovarăș mult mai interesant decât oricine altcineva și, în al doilea rând, știe foarte bine că alături de tine, astfel de el pur și simplu sunt trecătoare. Dacă ești liberă, poți bate savana și flirta cât e de lungă dar serios inima ta nu va atinge pe nimeni. Probabil, în adâncurile sufletului tău, simți că nu ai întâlnit încă unul. Cu toate acestea, nimic nu te va împiedica să te întâlnești cu cei care ți se par foarte atrăgători. Cel mai probabil, vor fi bărbați care sunt capabili să-ți șoptească complimente subtile și inteligente și, într-adevăr, sunt suficient de inteligenți pentru a înțelege și împărtăși interesele tale. În 2020, vei fi precum ziua lumină în creștere, poți întâlni un iubit, poate că acest lucru se va întâmpla într-o călătorie. Cariera și banii pentru leu în anul 2020. Anul va începe în forță și trebuie să ajungi din urmă acest val, altfel va fi dificil să ți menții bunăstarea financiară. Nu există timp pentru așteptare, din primele zile ale noului an. Stelele vor să te vadă cum folosești toată puterea ta, dar după ce te vei fi adaptat ciclului de muncă, la sfârșitul primei luni vei simți primele rezultate ale eforturilor tale. Această perioadă este de succes pentru efectuarea de tranzacții mari și semnarea de contracte promițătoare. Principalul lucru este să nu pierzi ocazia și să acționezi. Vei avea suficientă energie astrală îți mai trebuie hotărâre și perseverență. La începutul primăverii, poți primi un cadou sau o asistență financiară, oricum pe astrograma ta apare că poți reuși să o iei fără întrebări și probleme. Mai mult, pentru tine, acești bani vor fi foarte potriviți, în mijlocul primăverii pot exista cheltuieli neprevăzute sau pierderi financiare care trebuie să fie acoperite. Dacă intenționezi să faci cuiva un cadou scump și practic, cumpără-l în a doua jumătate a lunii iunie. Deci, cel mai probabil, poți obține un lucru util la cel mai avantajos preț. În mijlocul verii, pe astrograma ta apare o influență planetară care îți va crește responsabilitatea și eficiența, sporind acuratețea calculelor tale financiare. Cu toate acestea, partenerii tăi vor fi probabil mai încăpățânați în această perioadă, va trebui să cheltui multă timp și răbdare pentru a-i convinge că ai dreptate. Dacă ai planificat multă timp să te adresezi angajatorului tău să-ți mărească salariul, este timpul să faci aceste lucruri în luna august. În această perioadă, vei fi mai convingătoare decât oricând, iar conducerea va fi sensibilă la dorințele tale. Apropo, dacă este să ceri, să nu o faci numai pentru tine, cel mai probabil vei fi, de asemenea, auzită, și în același timp îți vei consolida în mod semnificativ poziția în echipă. În toamnă, după o vară lungă plină de muncă, vei finaliza în cele din urmă un proiect de echipă, pentru care vei primi o recompensă bună. Cu toate acestea, nu este deloc indicat să te grăbești cu achizițiile spontane. Toate operațiunile cu bani în toamnă ar trebui analizate cu atenție. Investițiile în proiecte riscante sunt inacceptabile. La sfârșitul anului, vei face cel mai probabil o achiziție mare, pentru care ai economisit în lunile anterioare. Achiziția va avea succes dacă o vei realiza în prima jumătate a lunii decembrie. Viața de familie pentru leu în anul 2020 este necesar să tratezi cu atenție și grijă nu numai cariera și finanțele, ci și pe cei dragi, dacă te-ai născut în prima decadă a semnului, respectiv între 23 iulie și 1 august, dacă vei încerca să pui toate problemele și obligațiile în cârca partenerului, certurile pe această temă pot duce la o ruptură a relațiilor, dar nici nu continua cu partenerul dacă trebuie să-l tragi după tine. Du-te spre afacerea ta și ai grijă de sănătatea ta, dacă te-ai născut în a doua decadă a semnului, respectiv între 2 și 11 august, fiind în lanțurile familiei, vei dori o schimbare, începe cu tine, mergi la salon, schimbă-ți coafura, schimbă-ți dulapul, soțul va aprecia cu siguranță eforturile, fii mai tolerantă, arată-i cele mai bune calități ale sufletului, iar criza din viața personală va fi înlocuită de armonie. Dacă te-ai născut în a treia decadă a semnului, respectiv între 12 și 22 august, ieși în natură cu întreaga familie cât mai des posibil, ia-ți un animal de companie. Petrece mai multă timp cu copiii, deoarece calculatorul nu este un substitut pentru mamă, iar chatul live nu este pentru discuția adânci. Citiți împreună, desenați împreună, discutați despre cărți și filme, jucați sporturi, aranjează sărbători fără niciun motiv, vorbește des cu părinții pe sănătatea pentru leu în anul 2020, ai grijă de forța fizică și emoțională, controlează nivelul de manifestare a stresului cotidian. Dacă te-ai născut în prima decadă a semnului, respectiv între 23 iulie și 1 august. De obicei nu acorzi suficient atenție sănătății. În zadar, anul va fi intens și nu ușor, iar în perioadele de supra-solicitare a forțelor trebuie să te gândești la menținerea sistemului nervos. Pe astrograma ta, la sfârșitul iernii apare un risc de rănire, în caz de urgență. Condu mașina cu atenție Pe durata verii încearcă să abandoneze mașina pe distanțe lungi și să călătorești cu avionul. Dacă te-ai născut în a doua decadă a semnului, respectiv între 2 și 11 august, de la călătorii și agitația constantă, sănătatea poate să nu reușească și chiar o răceală banală va fi de ajuns pentru a te pune în pat pentru o lungă perioadă de timp. Dacă te simți epuizat emoțional sau fizic, începe imediat yoga sau citește o carte de modată scrisă pe hârtie. Evită cartea electronică. Ai nevoie de singurătate în cantități mici, faceți este plăcut, din plăcere. Dacă te-ai născut în a treia decadă a semnului, respectiv între 12 și 22 august, după sărbătorile de iarnă, evaluează critic reflexia în oglindă, aspectul ochilor, excesul de greutate, pielea plictisitoare și părul, e timpul să ai grijă de tine, efectuează un audit strașnic în frigider. Lasă doar produse lactate, legume, fructe și verdețuri. Carna de porc o înlocuiești cu pește, alte cărnuri le dai de pomană. Cei din gospodărie nu vor dansa de bucurie, dar vor juca după cum le cânți. Bea sucuri naturale și aort, mănâncă mere coapte, salate de legume sezoniere cu ulei de măsline. Curăță ficatul, descarcă tractul digestiv, înoată, schează, alergă. Profită din plin de viață. La revedere, draga mea. Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!